Hei, Simon 3, bine m-am regăsit la un nou vlog. Astăzi v-am pregătit un clip mai special și minutele ce urmează vă voi prezenta noua mașină. Știți doar că acum câteva luni am filmat un clip în care v-am spus că BMW-ul X5 M50D a fost scos la vânzare. Ei bine, între timp s-a vândut și în locul lui a venit o mașină nouă în familie. Mai exact, o limuzină. Nu este un BMW, însă din punctul meu de vedere această mașină este cea mai frumoasă și luxoasă limuzină din clasa ei. Mercedes S-Class Long 2018. Înainte să vă prezint noul Mercedes S-Class, nu uitați să bușiți butonul de like dacă vă place această mașină și lăsați cât mai multe comentarii în care să-mi spuneți ce mașină vă doriți să cumpăr în locul Mercedesului E-Class, care, după cum știți, în acest moment este la vânzare la prietenii noștri de la GC Auto Dealer. Am mare nevoie de ajutorul vostru, așa că aștept cât mai multe comentarii de la voi în care să-mi spuneți cu ce mașină vă doriți să încep următorul proiect și, evident, de ce. Să fiu sincer cu voi, în acest moment mă uit după un BMW M4 Cabrio sau un BMW M5 Facelift, însă părerea voastră este foarte importantă pentru mine și, ca de fiecare dată, promit să citesc toate comentariile și să vă dau o inimioară tuturor. Ca întotdeauna v-aș fi foarte recunoscător dacă ați lovit chiar acum butonul roșu de subscribe și clopoțelul de notificări ca să fiți primii care află când postez un vlog nou. Din păcate, noul S-Class a avut parte și de o mică daună la doar câteva zile după ce a fost cumpărată, însă chiar sunt curios dacă o să o vedeți pe parcursul clipului. De fapt, cu siguranță o să o vedeți pentru că este o daună destul de mare, nu este vorba de un accident, însă chiar sunt curios dacă o să vă dați seama despre ce este vorba, așa că lăsați un comentariu în momentul în care ați văzut-o pentru prima oară. Noua mașină este un Mercedes S-Class facelift din anul 2018, însă nu este un S-Class oarecare, ci varianta long. Mercedes S-Class Long are o lungime de 5 m și 25 de cm. Asta înseamnă că este cu 14 cm mai lungă ca un S-Class obișnuit. Mașina este modelul S400D. Asta înseamnă că avem un motor de 3 litri diesel cu 6 cilindri în linie, ce dezvoltă 340 de cai putere și 700 de Nm cub. Evident că motorul este cuplat la o cutie de viteze automată, modelul nou G-Tronic de la Mercedes cu 9 trepte plus marșalier. Mașina are și sistemul 4MATIC, adică avem tracțiune integrală, o opțiune care ajută foarte mult pe o mașină destul de grea ca aceasta. Varianta S400D 400 de long, cântărind puțin peste 2 tone. Însă chiar și cu această greutate, mașina scoate un timp destul de bun de la 0 până la 100 de km, 5.2 secunde. Culoarea mașinii se numește Obsidian Black, negrul fiind cea mai potrivită culoare pentru un S-Class din punctul meu de vedere. Negru care se combină extrem de bine cu toate celelalte elemente crom de pe mașină. A venit vara, sezonul preferat al pasionaților auto și pentru că în această perioadă se cumpără foarte multe mașini, voiam să vă reamintesc foarte rapid că v-am lăsat jos în descriere un link cu 20% reducere din partea aia pe Car Vertical. Un raport Car Vertical vă poate arăta istoricul și informații importante despre mașină, cum ar fi dacă a avut kilometrajul modificat, dacă a avut daune sau accidente în trecut, dacă a fost folosită ca taxi sau chiar furată. Evident că înainte de a fi cumpărat, am verificat S-Class-ul pe Car Vertical și o să vă pun chiar acum raportul pe ecran, unde puteți vedea că mașina nu a avut kilometrajul modificat, nu a avut daune sau accidente în trecut, evident că nu a fost folosită ca taxi și nici furată. Însă, din păcate, nu toate mașinile sunt ca aceasta, așa că o să vă arăt chiar acum un Mercedes E63 AMG care arăta inițial foarte bine în pozele din anunțul de vânzare, însă, după ce am verificat-o pe Car Vertical, am aflat că mașina a avut două accidente foarte grave în trecut, cu o valoare totală a daunelor de 100.000 de euro. Și pe lângă asta, ca bonus, după al doilea accident, a avut și kilometrajul dat înapoi. Din păcate, în România sunt foarte mulți samsari care dau țepe cu mașini grav avariate, cu kilometrajul modificat sau alte probleme ascunse, așa că vă recomand aplicația Car Vertical pentru că vă poate ajuta să nu luați țeapă. Nu uitați să folosiți codul MON320 la finalul comenzii pentru a beneficia de 20% reducere sau intrați chiar acum pe primul link în descriere și discountul va fi aplicat automat în momentul în care vă comandați un raport. O să încep prezentarea Mercedesului cu partea mea preferată, partea frontală. Mașina a fost echipată cu pachetul AMG Plus, cea mai importantă opțiune de la exterior din punctul meu de vedere, pentru că face mașina să arate de 100 de ori mai bine ca varianta standard. În partea din față regăsim farurile inteligente multi-beam LED de la Mercedes, acestea sunt farurile mele preferate și îți poți da seama foarte ușor că acesta este un S-Class, pentru că luminile de zi au 3 linii cu LED, în timp ce modelul E-Class are doar 2 și C-Class-ul are o singură linie.
Farurile multibeam LED de la Mercedes sunt printre cele mai inteligente de pe piață, sunt cele adaptive cu funcția High Beam Switch Plus, mai pe scurt, această funcție aprinde și stinge automat faza lungă la nevoie, în timp ce decupează mașinile de pe sensul tău de mers, cât și cele de pe contrasens. Deși am fost întotdeauna mare fan al mașinilor full black, trebuie să recunosc că îmi place foarte mult contrastul dintre culoarea Obsidian Black a mașinii și celelalte elemente crom. Pur și simplu arată foarte, foarte bine pe acest Mercedes S-Class, în special în partea frontală cu această grilă centrală uriașă. Aici mai regăsim și o cameră din sistemul 360, cât și un radar pentru că mașina are sistemul Distronic Plus. Sunt curios ce părere aveți și voi. Cum credeți că ar arăta mai bine acest S-Class? Cum este acum, negru obsidian cu elemente crom sau full black? Lăsați în comentariu. Și un alt element ce mie personal îmi place foarte mult la această mașină este emblema de pe capotă, pe care din păcate nu o am și pe Mercedesul E-Coupé pentru că este varianta în două uși, însă pe această mașină fiind o limuzină chiar se potrivește foarte bine. Am ajuns chiar acum în partea laterală a mașinii, unde primul lucru care îți sare în ochi sunt cu siguranță jantele. Mașina are un set de jante AMG Multispoke pe 20 de inch cu un finish diamond cut și este echipată cu anvelope de vară Pirelli P0 Ramflet, care din păcate fac mașina să nu mai fie chiar la fel de confortabilă cum ar fi cu un set de anvelope normale, însă avantajul lor este că în cazul în care faci pană, poți circula cu mașina cu o viteză de până la 80 de km la oră până ajungi la vulcanizare pentru a rezolva problema. Discurile de frână sunt destul de mari, pe lângă asta sunt ventilate și perforate atât în partea din față cât și în spate și per total, deși nu sunt mare fan al jantelor originale cu care sunt echipate mașinile din fabrică, sincer, acest model pe 20 de inch de la Mercedes cred că este preferatul meu și fac acest Mercedes S-Class să arate foarte bine. Un alt element din lateralul mașinii care ți-a privirea este cu siguranță ornamentul acesta din crom și așa cum am spus mai devreme, deși îmi plac foarte mult mașinile full black, aceste elemente din crom arată foarte bine pe S-Class și oferă un look mult mai elegant mașinii. Până la urmă, Mercedes S-Class nu este o mașină sport, ci o limuzină de lux. Pe lângă acest frumos element din crom, avem geamuri fumuri în partea din spate și o mică tentă legală pe geamurile din față, însă nu pot să nu-mi imaginez cât de bine ar arăta această mașină full black cu geamuri fumuri și pe față și evident o folie destul de fumurie și pe parbriz, însă din păcate talonul cel mai probabil ar zbura din prima zi, așa că cel mai probabil mașina o să rămână în această variantă. Următoarea opțiune este una dintre preferatele mele de la Mercedes și se întâmplă să o am și eu pe Mercedesul E-Class. Suspensia pneumatică Airmatic Plus. Asta înseamnă că avem o suspensie activă pe perne de aer care ajustează automat înălțimea mașinii în funcție de viteză. La viteză mică, suspensia stă pe modul normal pentru un confort cât mai bun. Evident că la viteză mai mare, mașina coboară cu câțiva centimetri pentru a avea o stabilitate cât mai bună și la nevoie poți ridica mașina cu câțiva centimetri acționând butonul de pe consola centrală. Mașina a fost echipată și cu pachetul confort ce cuprinde keyless entry, adică putem deschide și închide mașina cu cheia în buzunar, funcția soft close și keyless go. Am ajuns chiar acum în spatele mașinii, însă chiar nu pot să mă hotărăsc care dintre ele îmi place mai mult. Partea din față sau spatele? Cred că partea din față, pentru că farurile acelea sunt pur și simplu criminale, dar același lucru pot spune și despre aceste stopuri. După cum am spus, acesta este modelul facelift din anul 2018, așa că avem stopurile noi care arată extrem de bine și dacă vă uitați atent, înăuntru avem aceleași cristale, dacă le putem spune așa, ca la stopurile E-Class-ului. Stopurile astea sunt incredibil de sexy noaptea și o să vi le prezint în detaliu mai pe seară. Avem câteva elemente din crom și în partea din spate, pe portbagajul mașinii, diffuser, cât și inscripțiile S400D și 4MATIC. Portbagajul este acționat electric, avem de asemenea senzor pentru deschidere la picior și o altă opțiune destul de importantă ar fi rezervorul de combustibil mărit, având o capacitate de 70 de litri. În mare cam asta a fost prezentarea noului S-Class de la exterior, însă chiar acum a venit momentul să vă prezint interiorul mașinii, pentru că până la urmă este un Mercedes și știți doar că Mercedes excelează la capitolul interior. Însă, ca să vă prezint interiorul noului S-Class așa cum trebuie, mai așteptăm câteva ore și revenim pe noapte. O să înțelegeți imediat de ce. Am revenit, este o nouă zi și ieri am filmat cu Mercedesul până la 4 dimineața, așa că sper că v-a plăcut cinematicul pe noapte, însă am ajuns chiar acum la cea mai importantă parte a mașinii.
interiorul. Această mașină are un interior puțin mai special pentru că a fost configurată cu o opțiune foarte importantă și destul de rară pentru că și prețul este pe măsură. Interiorul business. Dar înainte să vorbim mai multe despre echiparea business, vreau să încep prezentarea interiorului de pe locul șoferului. În primul rând, mașina are pachetul AMG interior cu piele napa maro într-o singură culoare, volanul AMG are și încălzire și cusăturile sunt maro în culoarea interiorului. Și dacă vă uitați atent, deasupra volanului avem o altă opțiune destul de interesantă, head-up display-ul. Avem ceasurile digitale cu 3 display-uri diferite, progresiv, clasic și sport și navigația este cea premium command cu funcția Apple CarPlay și Android Auto activată. Și în timp ce ai CarPlay-ul activ pe navigație, îți poți lăsa telefonul la încărcat chiar aici în acest compartiment cu încărcare wireless. Mașina a fost echipată cu scaunele premium multicontur. Aceste scaune sunt foarte inteligente, având reglaj individual pentru suport lombar, umeri și suport lateral. E aproape imposibil să nu-ți găsești poziția perfectă în scaunele acestea. Avem și opțiunea de a regla scaunele direct de pe uși prin intermediul acestor controlere, care au niște elemente foarte frumoase cu Black Piano și odată ce ți-ai găsit poziția perfectă, o poți memora foarte ușor, având 3 memorii pentru fiecare scaun. Scaunele sunt încălzite, ventilate și șoferul are de asemenea posibilitatea de a muta scaunul pasagerului printr-o simplă apăsare de buton. Nu doar scaunele sunt încălzite, ci și fețele de uși și cotiera, care pot fi activate sau dezactivate foarte ușor prin intermediul navigației. M-am îndrăgostit efectiv de aceste scaune pentru că au două opțiuni foarte interesante. Prima este cea de masaj, unde poți selecta din cele 6 moduri diferite și pe lângă asta, scaunele acestea sunt cele dinamice cu suport activ la rulare. Mai pe românește, aceste scaune te îmbrățișează în momentul în care ești într-un viraj și îți oferă suport pentru a sta în poziția corectă la volan, chiar și în cele mai strânse viraje. Am și eu funcția de masaj în scaune pe E-Class și într-adevăr, deși pare doar o simplă aroganță, această opțiune chiar te ajută foarte mult, mai ales în momentul în care petreci foarte mult timp în mașină cum fac eu, însă, din păcate, nu am și această opțiune cu scaunele dinamice, dar chiar mi-aș fi dorit pentru că este o opțiune foarte, foarte tare și chiar te ajută foarte mult în virajele strânse. Aici avem controllerul pentru Dynamic Select și acest S-Class are 4 moduri prestabilite de condus. Modul Eco, Confort, Sport și modul individual, prin care îți poți configura după bunul plac răspunsul motorului, trenul de rulare, direcția și intervenția ESP-ului. La capitolul asistență, acest S-Class stă foarte bine pentru că avem în primul rând sistemul Distronic Plus cu cruise control automat, camere de recunoaștere a semnelor de circulație, avertizare și intervenție automată pentru frânare de urgență, asistență la menținerea și schimbarea benzii și asistență la unghiul mort. Avem și sistemul de camere 360 cu funcția de parcare automată și pe lângă asta, mașina poate fi parcată automat și prin intermediul aplicației Mercedes de pe telefon. O altă opțiune ce mie personal îmi place foarte mult la această mașină este cu siguranță trapa panoramică. Trapa schimbă interiorul oricărei mașini, însă îmi place foarte mult pentru că în acest S-Class avem o trapă mai mică și pentru pasagerii din spate. Aceea din păcate nu se poate deschide, însă arată foarte bine și așa. Pe lângă trapa panoramică, această mașină a fost echipată cu un plafon negru antracit care se combină foarte bine cu culoarea maro a interiorului. Am ajuns chiar acum la una dintre cele mai importante opțiuni pentru mine când vine vorba de interiorul unei mașini, sistemul audio. Acest S-Class are sistemul audio premium Burmester care sună fenomenal, atât în față cât și în spate, dar, sincer să fiu, cred că sună puțin mai bine în spate, însă este normal pentru că această mașină este în mare gândită pentru confortul VIP-ului din spate. Este până la urmă o limuzină. Una din opțiunile mele preferate de pe orice Mercedes sunt cu siguranță luminile ambientale de la interior. Din punctul meu de vedere, sistemul de lumini ambientale de la Mercedes este cel mai tare de pe piață și nu se compară cu niciun alt brand. Avem 64 de culori din care putem alege și după cum puteți vedea, gurile de ventilație nu sunt cele luminate, însă în curând o să rezolv și această problemă pentru că am comandat deja un set nou și în curând vom avea lumini ambientale și în gurile de ventilație. Trimurile și celelalte elemente de design de la interior sunt în acest moment din lemn negru, exact așa cum aveam și eu pe E-Class înainte să le transform prin hidrotransfer în carbon mat. Arată foarte bine în această mașină, însă poate în viitor o să fie transformate în Black Piano. Cred că ar arăta mult mai bine și ar oferi un aspect mult mai elegant interiorului. Clima este automată pe 4 zone și pe lângă asta avem și pachetul Air Quality. Asta înseamnă că avem un parfum integrat chiar aici în torpedo, care este introdus în sistemul de climatizare și poate fi controlat foarte ușor prin intermediul navigației. A venit momentul să vă prezint cel mai important loc din acest Mercedes S-Class. Locul VIP-ului. După cum am spus și mai devreme, acesta nu este un interior de Mercedes S-Class obișnuit, varianta standard având în spate o banchetă pentru 3 persoane. Însă pe acest S-Class avem o opțiune premium și destul de rară, echiparea business. Asta înseamnă că mașina are doar 4 locuri în total, pentru că bancheta din spate a fost înlocuită cu 2 scaune individuale, despărțite de această consolă centrală. Scaunele sunt cele premium multicontur, la fel ca cele din față, și sunt de asemenea încălzite, ventilate și cu 6 tipuri de masaj. Această mașină are o opțiune foarte interesantă și este de asemenea o premieră și pentru mine, pentru că nu am mai văzut niciodată o mașină echipată cu așa ceva până acum.
Pasagerii din spate au niște centuri mai groase ca șoferul și ca pasagerul din față, însă aceste centuri nu sunt doar de design, ci au un airbag integrat în ele. Adică la un posibil impact, airbagul sare automat din centuri pentru o protecție mai bună. Scaunul din dreapta este locul VIP-ului și are câteva opțiuni în plus față de pasagerul din stânga. Prima opțiune este chiar aici și prin intermediul acestui buton, VIP-ul are posibilitatea de a controla scaunul pasagerului din față și o altă opțiune pe care o are VIP-ul este puțin mai jos, acest buton rabatează automat scaunul pasagerului din față la maxim și astfel putem sta întinși la maxim, putem dormi foarte lejer aici și sincer, cred că stau mai bine chiar ca în patul de acasă, fără nicio exagerare. Deci în acest moment stau întins la maxim și nu cred că am stat niciodată atât de confortabil în nicio mașină. În schimb, atât VIP-ul cât și pasagerul din stânga au posibilitatea să-și controleze scaunul prin intermediul acestor controle de pe uși cu niște elemente foarte mișto, premium black piano, sincer arată foarte, foarte bine și aceste scaune pot fi reglate în atât de multe moduri încât e imposibil să nu-ți găsești poziția în această mașină. Pe lângă controlul geamurilor, pasagerii din spate au posibilitatea să controleze atât perdeluțele electrice ale geamurilor, cât și perdeluța de pe lunetă, dar și trapa din spate. Sistemul business din această mașină este însoțit și de pachetul entertainment, adică avem niște tablete integrate în scaunele din față. Atât locul VIP-ului, cât și pasagerul din stânga are câte o tabletă în față. Locurile pasagerilor din spate sunt despărțite prin această consolă centrală, ce ne oferă în primul rând un spațiu foarte generos, cât și două telecomenzi. Telecomenzile au control individual pentru fiecare pasager, dar fiecare telecomandă are posibilitatea de a selecta controlul individual, atât pentru pasagerul din stânga, VIP sau consola centrală comand. Prin intermediul acestor telecomenzi ai acces la meniul mașinii și poți controla chiar și modul de condus, economic, confort, sport sau individual. În această consolă mai regăsim și două perechi de căști originale Mercedes pentru pasageri. Le-am testat puțin mai devreme și într-adevăr calitatea audio este foarte bună, se pot conecta direct la tabletă sau la sistemul comandă al mașinii și pe lângă asta mai avem un port HDMI și 4 porturi USB. Sincer, nu cred că am atâtea intrări nici la calculatorul meu de acasă. Deasupra cotierei mai regăsim un spațiu de depozitare destul de generos și tot aici se află și DVD playerul. Așa cum am spus mai devreme, acest S-Class are climă pe 4 zone, deci pasagerii își pot selecta clima individual prin intermediul acestui controller și chiar aici mai avem un spațiu de depozitare și acest dual cup holder cu funcția de răcire sau încălzire cu afișaj luminos. Pe lângă asta mai regăsim două prize de 12V, cât și două oglinzi cu lumini în plafon pentru pasagerii din spate. În sfârșit am terminat și prezentarea noului Mercedes S-Class Long 2018. Sper că v-a plăcut pentru că mi-a luat 2 zile să filmez această prezentare. Dacă da, nu uitați să bușiți butonul de like și lăsați cât mai multe comentarii în care să-mi spuneți ce vă place cel mai mult la noua mașină și totodată ce mașină vă doriți să cumpăr în locul E-Class-ului, care după cum știți, în acest moment este la vânzare la prietenii noștri de la GC Auto Dealer. În acest moment mă uit după un BMW M4 Cabrio sau un BMW M5 facelift, însă părerea voastră este foarte importantă pentru mine, așa că aștept sugestiile voastre jos în comentarii și de asemenea v-aș fi foarte recunoscător dacă ați lovit chiar acum butonul roșu de subscribe și clopoțelul de notificări ca să fiți primii care află când postez un vlog nou. Dacă aveți plăcerea, mă puteți urmări și pe profilul de Instagram sau pe TikTok, unde veți găsi mai multe poze și clipuri cu noua mașină, le găsiți aici pe ecran sau jos în descriere. Și astea fiind spuse, vă mulțumesc din suflet tuturor celor care ați urmărit acest clip până la final. Eu am fost Montreier, până data viitoare v-am pupat. Bye.